Salutare tuturor, eu sunt Andrei și frazor, bine v-am regăsit la Parkour Paradise 3. Oameni buni, continuăm de aici de unde am rămas, de la nivel 76 și haideți să vedem dacă astăzi este o zi potrivită pentru parkour. Eu zic că este, frate, ca de obicei, nu putem da niciun fail. Pentru că, uite, cel puțin nivelul ăsta chiar a fost ușor. Cred că s-a terminat sau? Aba, nu s-a terminat. Lol. Frazor, bineînțeles, înainte de a începe, aș aprecia foarte, foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like. Chiar ar fi super, super tare să putem strânge acolo peste 1500 de like-uri la acest episod. Să vă și o susținere în partea voastră. Ce pui mai, frate? A, trebuie să mă duc pe asta de gheață, am înțeles. Mă gândeam eu că gen e prea easy. Și uite că... Da, mă, frate, uite, așa trebuie. Serios. Deci chiar... Serios. Este un bloc, dude. Haha! Haha, l-am făcut. Dar ce drept e mai complicat așa pe diagonală, frate? Trebuie să te duci mult mai mult. Hai că dacă și pe asta o ratam. Hai, boss. Uite, acum cred că am trecut la nivelul 77. Frate, și mai avem puțin tel, înseamnă câteva episoade. Ce drept și terminăm și noi acest parcur. Uite, pe aici cred că trebuie să mă duc. Aia este boss. Boss. Bine, aici cred că puteam sări și fără să am nevoie de această scară. Păi ok, și acum ce fac? Mă duc în foc. Au! Așa. Cred că totuși aici trebuie să mă duc. Yep. Apa doare? Nu doare apa. Apa ma. Nu știu în română. Extinguished. M-a stins. Așa, ce prost. Nu mai știam cum se zice în română. Water extinguished me. Ce prost sunt iarăși. Nu am vrut de ușor. Sunt aici niște sărituri extrem de ușoare pe care eu le consider mai complicate și dau niște feluri atât de stupide cum de altfel. Cred că deja ați văzut, frate. Mă disperă chestia aceasta, mă. Ia uite-mă. Bă, de ce? Trebuie să țin shift-ul apăsat, cred că de-aia. Deci trebuie să țin shift-ul apăsat, deci mă disperă aceste feluri extrem de nașpa. Mă disperă maxim. Ok, mă prefac că totul este ok, full control, Zăză Andrei, nu este nicio problemă, nu este o săritură de căcat pe care eu nu pot să o fac. Hai. Shift! Bine, mă, băga mea, și trebuie să țin shift-ul încă de la început, deci am apăsat shift, cred că înainte să sar. What the fuck? Ok, haideți să urcăm sus. Haideți să urcăm sus. Cât mai sus, sus, mai sus, sus. Păi și acum? Alul, sar. Bineînțeles că am uitat de această dată să pun autojump-ul pe off. Cum se întâmplă de altfel de fiecare dată. Și am ajuns la nivel 78. Ok. Deja cred că văd ce trebuie să facem la acest nivel. Nu pare să fie foarte, foarte complicat. Frate, gen... Oba. Uite că reușim să trecem și mai repede de... Hopa, de așa este nivel. Nivel 79 deja. Nivelul ăsta cred că l-am făcut în 30 de secunde, nici măcar atât. Gen, imediat cum am sărit de acolo, pac, pac, l-am făcut easy. Deci am... Ce prost îs. Tocmai am crezut că trebuie să sar acolo, ați văzut și voi. Și uite, cred că și nivelul ăsta ar putea face din prima, că nu sunt sărituri complicate și sunt evidente. Dar m-am grăbit și am dat fel, așa cum... Na, mi se întâmplă de foarte, foarte multe ori. Uite, trebuia pe aici să mă duc. Hoba. Hoba. Trebuie să ai momentul... Au. Perfect să sare acolo, că altfel nu-i bine. Hop, așa. Altfel e super, super aerea. Bă, frate, cât mai este din acest parcurs? Buton. Lol? Lol, și dispare. Deci trebuie să fac chestia asta fără să mă opresc, frate. Ceva îmi spune că nu mai apar alea. Păi ok, de ce n-a apărut din prima? Deci fii atent, trebuie să dau... Deci stai un pic, deci trebuie să dau o dată. Ok, mai dau o dată. Deci dau acum. Bam, am apărut decât asta. Uite mă, frate, că acum apare. Cred că se bugase atunci, că am dat click și a zis că nu mai apăreau celelalte, știi? Ok, hai încă o dată. Bam. Holy fuck. LOL? Ce-i cu nivelul? LOL. Ok. Și cred că sunt, uite, fix... Ba nu, că sunt aici. Păi, bă, și ce trebuie să fac? Cred că trebuie să sar fix pe asta, ce ziceți? Și eu trebuie să ajung, uite, acolo. Deci trebuie să sar pe asta de jos. LOL, cât de tare este chestia asta, frate. Și chestia asta îmi place foarte, foarte mult. Deci acum eu stau... Băga mea și piciorul. Tocmai aveam să mă laud. Deci acum stau în aer. Ca un baștan.
Și sar pe șmecherile astea de aici de jos. Fără probleme, de altfel. De ce trebuie să zic eu fără probleme? Și să fac așa o față de bedevs când uite, frate, câte probleme avem. Nu mai pot. Nu mai pot. Incredibil, doamne. Dar nici măcar nu mi-apare gen conturul blocului ca să-mi pot da seama așa puțin ter, știi? Aia este super avirea. Nici măcar conturul blocului. Opa. Nu mi-apare. Haide. Mamă, e un bloc aici. Huh! Fix pe l-am ajuns. Bine, mă. Super tare, frate. Nivelul 81. V-am spus, cred că 104 nivele are mapa. Nu mai sunt sigur. Lol, ce cu nivelul ăsta, bro. Ok. Opa. Opa, Penelopa. Aci. Aci. Alul, acum am văzut. Și nu spune că după aceea o să trebuiască să fac un dropper. Am eu așa impresie. Știu, o să apară ca prin miracol o apă pe jos. O apă, ce ciudat sună. O apă pe jos. Ceva porțiune plină cu apă, știi? Și după o să trebuiască să sar, frate. Adică, nu știu, pare ca un dropper. Deci chiar pare ca un dropper ăsta. Aici cred că trebuie să sar direct. O luăm prin scoarța pomului, ce naiba. Și totuși uite că m-am dat cu capul și am supraviețuit. Uite, gen, sunt extrem de ușoare săriturile astea, dar dacă dai fail, acum trebuie să iei de la cap. Și chestia asta te calcă pe nervi, frate. Mă disperă și pe mine, mă disperă extrem de mult, știi? Hai. Încă puțin, nu trebuie să dau fail full control. Nu trebuie să dăm fail. Not fail. Not failing today. Bine, mă. Să-mi bag piciorul, ce emoție am avut. Am crezut că o să cad până jos, doamne. Deci mi-am văzut moartea cu ochii, frate. Deci am crezut că o să cad până jos de tot. Ești nebun? Nu se poate așa ceva. Nu se putea. Adică era imposibil. Ce naiba? Hai că am apăsat. Am ținut shift acum. Am ținut shift-ul bine acolo. Haide. Full speed ahead. And go here. Here. Ahere. Și am ajuns. Mamă. Am ajuns unde trebuie, nivelul 82. Ok, ce fac aici? Ok. Ah. What? What the fuck is that, man? Dar eu oricum n-am cum să dau fail. Pe bun, și m-am întors înapoi și... Nu cred că asta trebuie să fac, ești nebun. Dude. Deci trebuie să mai aștept aici puțin. Te-l cred că pe acolo trebuie să mă duc. Opa, așa. Uite, mă, cred că pe aici trebuie să mă duc oricum. Opa. Și acum cred că trebuie să sărim. Da, uite. Bine, mă, uite că n-a fost destul de complicat, frate. La început mă gândeam, ce puii mei, este totul plin de lavă. Oare cum o să reușesc să trec, știi? Da, uite că era acolo o schemă. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Bă, ok, și asta pare foarte ciudat. Ce naiba. What the heck? Da, așa, frate, poate nu văd eu ceva. Ce pana mea. Deci ăsta este singurul lucru pe care mă pot urca. Pressure plate-ul ăsta clar nu activează nimic, e pus aici doar de design, gen să mă pot urca pe el, ok, mă urc pe el și... N-am cum să sar aici, frate. E distanța mult prea mare, n-am cum să ajung acolo, ok. Ce naiba. Și pe floarea asta mă mai pot urca, dar clar nici aici nu am nicio șansă. Trebuie să ajung cumva acolo. Nu, uite, pe aici vin, deci trebuie să ajung cumva în pomul ăsta ca să pot sări pe casă, știi? Întrebarea este cum? Bă, frate, cum ești nebun?
Se deschide vreo ușă dacă mă pun pe preșul prietenul s-a stupit sau ce naiba. Bă, vreau să încă o dată, nu uitați, dați și voi acolo multe, multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară câteva alte clipuri. Eu sunt prins aici. Dacă nu reușesc să termin nivelul ăsta până la final, mi-ar fi foarte de ajutor dacă scrie în comentarii ce draja mea să fac aici, pentru că nu știu, nivelul 83, frate. Ce naiba trebuie să fac? Nu înțeleg. Nu vreau să folosim game mode sau altceva, dar vreau să și înțeleg de ce... Deci frunzele astea, clar, spuse că sunt sar acolo. Pot să fie niște blocuri invizibile, gen... Nu cred. Nu cred, frate, nu... Chiar nu cred. What the fuck? Ce pui mi-i? Bă, nu știu, este foarte, foarte jucat. În fine, vreau să-l, cam asta a fost episodul. Repet, ar fi super fain dacă mi-ați scrie în comentarii ce credeți că ar trebui să facem aici, pentru că eu nu-mi dau seama, poate m-am grăbit și n-am văzut ceva, deși, bă, frate, nu-mi dau seama, ești nebun la cap. Nu uitați de asemenea să apăsați și butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!